Puținii craioveni ieșiți din casă la orele prânzului au mărturisit că iubirea este frumoasă la orice vârstă și merită sărbătorită în fiecare zi. Am băut o cafea, am ieșit la plimbare, ne bucurăm de vreme, mulțumim frumos că ne-a pus Valentine's Day, să ne aducem aminte că așa e frumos, să fie iubire, dragoste și respect. De câți ani sunteți căsătoriți? De mult, 40. Cum e dragostea după 40 de ani? Grea întrebare. Rămâne, dragostea rămâne. Secretul care? Încredere reciprocă și respect reciproc. Ce v-a ținut atâta timp împreună? Nu e puțin 40 de ani. Ce sentimentele care le-am avut reciproci. Poți să stăm în parc și mai nimic, pentru că nu este ceva wow. Și cu toate astea, văd că i-ai dăruit prietenei tale un trandafir, o jucărie de pluș. Da, dar nu este o zi specială și îi fac mai mereu cadouri de astea. Comercianții au profitat de această zi și au ieșit în întâmpinarea îndrăgostiților cu tot felul de aranjamente florale sau accesorii care simbolizează iubirea. Ghioceii, simbolul primăverii, nu au fost nici ei uitați. Românii sunt mereu îndrăgostiți, cred în iubirea veșnică. Da, cumpără tot felul de inimioare, trandafiri, broșe, au început să se pregătească pentru 1 martie deja. Specialiștii etnologi spun că această sărbătoare importată a venit pe fondul unor restricții care au funcționat în societatea românească până în anii 90 și că este loc pentru ambele sărbători, și cea autohtonă și cea importată. De la Valentinul Occidental la Dragobetele Românesc este într-adevăr o cale foarte lungă, ambele sărbători comportă manifestări diferite, însă este foarte important să propovăduim până la urmă în spațiul cultural românesc ideea și mesajul pe care această sărbătoare o propagă în rândul tinerilor. Valentine's Day a început să se sărbătorească și în România după Revoluția din decembrie 1989, devenind o sărbătoare din ce în ce mai populară.